La sfârșitul lunii iunie, la renumita Academie de România, fondată de deputatul academician Vasile Pârvan în capitala Italiei, Botoșaniul și-a etalat comorile. Este vorba despre o expoziție fotografică inedită, având ca temă Civilizația cucuteni. Fotografiile au fost realizate de un fotograf de la National Geographic și ilustrează piese de mare artă realizate de meșterii civilizației cucuteni, păstrate și puse în valoare la Muzeul Județean din Botoșani. O expoziție inedită, aș spune eu, pentru că de data aceasta prezintă piesele cucuteniene într-o altă, altă natură și anume prin prisma unui fotograf, un uh, iubitor de artă, și care a reușit uh, în felul acesta să prezinte astfel, altfel uh, uh, creațiile civilizației cucuteni. Surprinde, într-adevăr, și latura artistică ale, ale, vaselor, ale statuietelor și altor obiecte din uh, cultura cucuteni. Totodată, specialiștii Muzeului Județean Botoșani nu au ratat ocazia de a prezenta și minunata artă populară botoșeneană. Mai precis, a fost organizată și o expoziție de ei. Tot atunci am prezentat și o colecție de ei din zona județului Botoșan, atât ei moderne, cât și din cei lucrate de către meșteșugarii județului nostru, dat fiind faptul că tot pe 23 a fost și ziua ei. Și atunci am reușit să îmbinăm cele două activități. Cum era de așteptat, publicul italian a fost fascinat de frumusețea artei cucuteniene, o civilizație reprezentativă a Botoșaniului. O prezentare a expoziției a fost realizată inclusiv de reputatul specialist italian Marco Merlini. Exponatele civilizației cucuteni de la Botoșani uimesc și impresionează oriunde sunt expuse în lume. Putem spune că este cea mai strălucită civilizație europeană din Ieneolitic. E perioada când apare agricultura, când apar primele ocupații și totuși acești oameni reușesc să ducă aceste exponate la nivel de de artă, nu? Ceramica nu este doar o simplă ceramică, este sunt piese deosebite care reflectă calitățile de artiști ai cucutenienilor. Muzeul Județean Botoșani a fost invitat să prezinte această expoziție și în alte corțuri ale lumii, mai ales prin contribuția Institutului Cultural Român.